just believes in me so much of even when I don't believe in myself. Well, I mean, you have this way of communicating kind of the soul of something that I think it's inspiring and something that we would all do better to, you know, be able to do more of that. Mark Zuckerberg și Priscilla Chan formează unul dintre cele mai cunoscute cupluri interrasiale din lume. El este de origine americană, cu religie iudaică, iar ea este de origine asiatică. Însă diferența de rasă nu a fost niciodată o piedică pentru ei, având în vedere că Mark și Priscilla sunt împreună din facultate. Un alt cuplu interrasial este format din Priyanka Chopra și Nick Jonas. Ea e o actriță de origine indiană, iar el un american autentic cu 10 ani mai tânăr decât ea. Cu toate acestea, n-au ținut cont de barierele rasiale și după doar câteva luni de relație, Nick și Priyanka s-au logodit. Iar pentru a face pe plac ambelor familii, cei doi au organizat o nuntă tradițională în religia hindusă, care a avut loc în India, dar și una tipic americană. I was beautifully surprised when I walked into that room and saw her, and there she was sitting there. I was like, okay, well, I really have to up my game. I think very quickly into that we said, well, what are we doing tomorrow? We should meet again. What are we doing tomorrow? Let's meet again. And then it was like, right. Meghan Markle și prințul Harry sunt dovada vie că iubirea nu ar trebui să țină cont de rasă. Meghan este o mulatră de origine americană, iar Harry este britanic. Deși relația lor este împotriva principiilor regale, cei doi au sfidat orice barieră, iar în mai 2018 s-au căsătorit. Un an mai târziu, Meghan și Harry au dat naștere unui băiat, pe care l-au numit Archie. Cu toate că amândoi sunt născuți în Statele Unite, părinții lor au origini îndepărtate. Kim Kardashian și Kanye West formează unul dintre cele mai diferite cupluri de peste ocean. Mama lui Kim are descendență olandeză, engleză, irlandeză și scoțiană, iar tatăl ei este un american de origine armeană. Pe de altă parte, soțul starletei, Kanye, este de origine afroamericană. Și Serena Williams și Alexis Ohanian formează un cuplu interrasial. Jucătoarea de tenis este afroamericană, iar Alexis are descendențe germane și armenești. Totuși, cei doi se iubesc în ciuda diferențelor de rasă și de culoare. S-au căsătorit în 2017 și tot în același an au devenit părinții unei fetițe.